Se vând ceoanele. Se vând? Și. Da, poftiți aici la băiatul ceaunară. Uitați, să ajutați și este aici, marfă foarte bună, nu ne pește, nu coglește, nu ne gândește, dar vreau, poftiți. La ce program sunteți șeful? Usturoi de la Giurgiu, de la Giurgiu, de la Popești. De la București? Nu, Popești, orașul interes al Popești. Și noi nu dăm cu simicale, dăm numai cu... Nu prea avem nici gunoi de graj, așa că nu prea mai zice așa. Da, avem mulți oameni care vin din alte țări, Anglia, Spania, și le ia pentru că astea nu lipește. Sunt foarte bune și de asta. Dacă lipea astea și nu era bune, nu mai cumpăra oamenii. Puteam să nu mai lucrăm, dar așa meseria merge mai înainte pentru că sunt foarte bune de calitate. Anglia, Spania, în toate, Germania, toate vasele pleacă de la noi din cauza că alea tot mai lipește. Și cartofei, dacă facem în astea, tot mai dulci sunt, mai buni. Și mămăligă foarte bună, mai ales sărmăluțe, doamne, foarte bună de asta. Hai la ceoane, luați, domne, pe garanție de la Ion Ceunar. Veniți toți la tarapa mea și cumpărați ceoane pentru că vă dau marfă de calitate. La preț redus facem sarmale, tocăniță, ce aveți nevoie, nene. Facem mămăligă la Londra. Ducem în Spania, în Londra, în toate țările pleacă de aici. Și în Anglia s-a dus și în Germania, în toate țările. E marfă de calitate din pătrâni. Și tot așa sunt mai hotare. Da, dar am venit în Spania, cu copii, pentru că așa e obiceiul, odată la un an. Hai, nu ai trebuie să vii, pentru că e moștenire de la bătrâni să venim. Veniți tocmai din Spania? Da, de acolo am venit, din Spania, cu copii. Da. Și ce faceți la voi? Păi ne distrăm, bem câte o bere, mâncăm, pentru copii, jucării. Ne distrăm, ne dăm comedii, mâncăm, ne plimbăm cu copii, bucuria copiilor. Atât! Ce îi aduceți din Spania special la Bălci, la Țăntea? Da! Știu să vin și să gândesc iute Mi-a vintes mereu De copilăria mea Că vin și de greu Ca să la... Frații, să iau mă urmă Vreau să-i vină la urmă Thank you.
Vă dau un parfum, domne, 10 lei. 10 lei. Nu e șef original. Le luăm la 3 lei, le dăm la 10 lei. Să câștigăm o pâine. Nu sunt originale, domne. Parfumuri la 50 de pound și la 80 de euro, vă rog frumos. Poftiți, nu stați la rând că marfă este. Hai pound, adu pound, sărăma, 50 de pound, 100 de pound, hai. Poftiți, poftiți la parfumerie aici, la băiatul. Cele mai ieftine parfum. Ne distrăm cu pozile. O poză am făcut și noi. Facem o dată pe an. Ați venit special la Bălci? Special pentru Bălci, așa pentru cine am venit. Uite cu pozile ăștia frumoase. Ăsta e nepoțelul. Eu am venit să-l mai distrez. E reclamă. Să venim să mai ne plimbăm. Venim din Spania pentru Bălciu. Venim, da, da, da. Venim să vedem și noi, să mai distrăm. Acolo era prea închis acolo. Aici am venit să vedem și noi Bălciu. Da, deci, așa e obiceiul. E obiceiul nostru de ani, de zile, de bătrâni. E obiceiul ăsta. Și din alte țări, da, și din Anglia. Da, Anglia, Spania, Germania, toți vin. Nu sunt ca pune-l astăzi, să mai vorbească și el. Nu, acolo nu fac spectacole ca aceea. Ce să vorbească? Și ți era dor? Da, e dor, da. Aceea nu face bâlcica. Și ce o să cumpărați de la bâlci? De toate. De toate. Asta să-mi spune. Ce cumpărați dumneavoastră de la bâlci? Ceaoane. Tăvi. Câte o pereche de ochelari la copii. Dar de ce luați ceaoane din România? Să facem, ca e tradiție. O dată, pa! Ia-o ta, bine, bine. Vezi? Hai să fii sănătoasă, să mai... Sănătate multe! Da, nu te fii sănătos! Să ne vedem din nou, la revedere! Am venit din Spania. Toți sunteți din Spania? Da, din Alicante. Și de ce ați venit acasă acum? E o dată pe an și cu familia, cu copiii, la distrare. La... Avem și noi o lună de vacanță. Și ce faceți în Bălci? Comedii, cu copiii, la un grătar, la ceva. Nu prea stă, nu? Nu prea stă. Dar ce vrea el? Într-o comedie, pacie. Cu soția? Da, da, da. E acolo soția cu copii, tot așa. Și înțeleg, v-ați pus dolarul aici? Nu, e numele de familie, de nevastă, copii. Și... Da, da, e da. Pe tine cum te cheamă? Bine. În fiecare an de ziua Crucii, romii din Țăndărei plecați în străinătate se întorc acasă pentru a se distra, dar și pentru a-și etala bijuteriile și mașinile scumpe. La mare acum e al rol. Ne certăm și ne împăcăm, așa ne place nou. Afară e soare tare, dar în casă parcă plouă. Ce o să faceți în ea? O să facem prăjituri, o să facem mâncare, o să gătim și punem pe ea, punem pe masă și o să mâncăm, că avem familie mare. Domnul Iisus ne-a binecuvântat cu 10 copii, cu nepoței. Hai că eu vând băl, domnule, vine să-i toate. Vem la băi! Vem la cocioară! Hai!